Bunele mele este Doru. Împreună cu soția mea, anul trecut am participat la primul nostru retreat Tantra, care am putea spune că m-a schimbat pe amândoi. Pe mine m-a schimbat foarte tare. Îmi aduce noutate în viață legat de modul în care simt, modul în care mă simt pe mine și modul în care o simt pe ea, aproape de mine. Și este un lucru care l-aș fi făcut, sau poate nu l-aș fi înțeles acum 25 de ani, dar acum e binevenit atunci când a fost să fie binevenit. În două cuvinte, altă viață. Pentru mine a fost prima dată când am fost anul trecut. A fost un act de curaj din partea mea. Și mi-am înfrânt provocarea, nu regret pentru asta. Pentru că tantra mi-a adus siguranță, încredere în cuplu. O comunicare mai bună cu soțul meu. Asta vorbesc de prima experiență cu tantra. Acum a fost cu totul altceva. De-a dreptul spirituală, experiența de anul ăsta, fără să exagerez, m-a ajutat foarte mult să-mi rezolv una dintre problemele mele mai vechi. Și îi mulțumesc soțului meu că m-a susținut în experiența asta, pentru că a fost foarte intensă. Conținere din partea celorlalți participanți. Îți mulțumesc ție, Mical, foarte tare pentru cum ai organizat toate workshopurile și tot ce s-a întâmplat aici și cum ne-ai susținut și ne-ai oferit instrumente ca să noi să avem experiențele pe care le-am avut. Da, cu foarte multă încredere. Ne-ai inspirat mare încredere. Anul trecut, masajul Ionului m-a deblocat. Iar anul acesta masajul a fost prima dată o meditație Osho, al cărei nume nu-l mai țin minte, și masajul pe care l-am făcut cu tine practic a fost ca o continuare a meditației Osho. Și a fost uimitor. Am simțit energie foarte puternică în corp. Vreau să spun că am simțit cum mi se blochează părți din corp, dar am stat cu ele și am așteptat răspunsul. Chiar vine răspuns din partea divinității, nu-mi dau seama. Nu știu cine mi-a dat răspunsurile, dar îmi veneau în cap, tot în mintea mea erau și mi-au venit. Și simțeam cum se eliberează fiecare parte din corp care mi s-a încordat pe parcursul întregii meditații și apoi pe parcursul masajului părți diferite cu mesaje diferite. Mm-hmm. Pentru tine? Da, și pentru mine anul trecut probabil că cel mai important, sau mai bine zis, cel mai puternic, cea mai puternică energie a fost atunci când am practicat masajul lingamului. Anul acesta toate exercițiile mi-au adus și mi-au dat energie și îmi place și mi-a plăcut foarte tare să dăruiesc și parcă dăruind soția mea a simțit mai bine sau m-a simțit mai bine pe mine. Mi-a plăcut. De principiu, dai și primești. Primești în egală măsură.
Cât de mult dai, atât primești înapoi. Îi mulțumesc tot timpul pentru că m-a ales să fiu partenerul în viață, de zi cu zi și în această călătorie. Și vă mulțumesc că ai încredere și că mă susții și că ești lângă mine atunci când am nevoie. Cu multă drag. Cred că ne vom mai vedea aici, cu prima ocazie, Baby in Thailand. Okay. Yes. Și eu îmi doresc asta, yes, yes. Să venim să te vizităm în Thailanda și să stăm mai multă vreme în energia pe care o oferi. Da, am face asta, ne-ar plăcea tare mult. Da, chiar da, mult. Okay. Dar chiar dacă, în fiecare an când vei veni în România, în România noi venim. Okay. Da. Mulțumim tare mult. Mulțumim. Amor, amor, tres amor, amor.